Salut și bine m-am găsit la un episod de Clash Royale, fraților. S-au întâmplat multe de când n-am mai filmat. Adică, de exemplu, Arena 9. Și încă o legendară, Nightwitch. Și ghicit în cealaltă Nightwitch-ul din Crown Chest. Și am jucat un match înainte să începe episodul și mi-a picat un Giant Chest, care o să deschidem episodul următor. Bă, aș vrea să-l deschid pe ăsta. Hai să-l deschidem pe ăsta. Un mini pack, de ce dracu mini pack? Ok, să răspunem Giant Chest-ul la deschis. Da, fraților, mi-a făcut un deck cu golem care merge destul de bine. Merge destul de binișor. Așa. Ok, și am luat și niște cărți noi. Dar Goblin, care e bun. Gengu. Am luat... Rascals, am luat și Bowler-ul, și Pompa, și Goblin Giant, care e prost, adică nu o folosiți dacă v-a picat. Eu zic că din experiența mea e proastă, rău. Ok, o să-mi facem astăzi un deck cu 3 mușchetare, cu care o să jucăm. Să vedem ce iese deck-ul ăsta cu 3 mușchetare. De ăsta pune și Freeze. Și trebuie ceva ieftin. Acum, uite, niște bets. Minion horde-uri păstrez. Și în loc de Bowler, ceva ieftin, așa. Să meargă bine. ce să pun eu? Line-ule, nici e prea scump, prea scaz. Ește Guarț sau Mega Minion. Hai să încercăm prima dată cu Mega Minion. Mamă, 4.4. Hai să dăm un match. Level 10! Glumești, cred. Faci mișto, nu? Faci mișto ăsta. Bine, hai. Dacă tu vrei, hai să... Wow. E ceva, nu mă așteptam. Nu mă așteptam să aibă nu mă așteptam să aibă barbarii de. Cel mai împuțit deck. Vă spun să nu jucați cu aia 3 barbari, că sunt de prost gust. Doar nu bijoc cu aia 3 barbari. Ia uite bă, balonul ăla, mușchetare erau uite aici. Deci uite aici erau, unde am pus eu Mega Minionul. Și bomba era uite aici, unde am pus Dark Goblinul. Cum naiba a ajuns bomba aia până acolo, mă? Hai să uită doar la... Wow! Wow! Cât cancer! Fac aici infar la cât cancer e. Nu cred. O să punem mirul pe pompă. Pentru că... Noob. Și pe... Wow! Deci... Wow! Nu. Asta cred că e ceva la mișto, nu? Exact. Acest joc. O să pună balonul sau baby dragonul. Să nu pună freeze-ul, că... În jur. Deci dacă pune freeze-ul... Ai, bă, cu barbarul, mă, tip... Cine mai folosește, mă, cartea asta în arena asta? Bă, tu ești tâmpit la cap? Deci cine mai folosește cartea asta în arene? Wow! Na, mă, na, freeze, na, na, te satur, na, na, că nu ți-au aia turnic, că pune, na. Gămia și măta să-mi băg. Da, ăsta mă bate, da.
Apropo, mai un pic și fac și o Arena 10, dar văd că cu nubii nu prea pot să faci Arena 10. De ce dracu n-am pus... Să nu... Da, wow, ai câștigat! Super! E cel mai tare! Gâtul mătii! Cel mai tare! Da... Ok, ce avea la deck? Nu. Ok. Avea așa. Avea un pic de... Avea Baby Dragon și Royal Gigant, da? O să ne facem deck-ul lui, dar fără legendare. Deci, Baby Dragon, Freeze, unde e Royal Gigantul, că l-am de level 8, e bun. Așa. Ce mai avea? Freeze. Am Freeze un deck. Miner, n-am Miner. Barbarians. Super, hai să vedem. Nu o să-i apăgătesc, pentru că nu o să joc cu ei. Skeleton Army. Balon. Cel mai cancer deck după lumea asta. Să mă uit unul. Zep. O să păstrez Zep. Și în loc de Mega Minion... N-are zep prostul, dar eu o să-mi las de zep în deck. Dăm un battle! Dacă nu mai scai și pe ăsta... Fraților, și vreau să vă mulțumesc pentru suma aceasta de abonați. Știu că nu e mult, adică 10.000 de abonați... 10... Wow, 10.000. Am 10 abonați. Și vreau să-mi spuneți în comentarii ce să fac eu la 10.000 de... La... Bă, spun mereu 10.000. La 10 abonați. Să, de exemplu, uite, spune-ne ce ai în telefon. Eu asta aș vrea să fac. Ha, mă, dar iar da, Ice Wizard. Urăsc Ice Wizard. Wow, are Baby Dragon de level 10. Și ce-i fac ăsta? Ok. Văd că Valkyria aia are un trilion de viață. Mamă, se vede să mă seacă Baby Dragon-ul ăsta. Da, pe ce-i fac eu ăsta? Nu, acum serios, ce fac ăsta? Da, n-am... Nu, o să scot Real GG-ul și o să pun Witch. Bomba aia, trebuie să spune că bomba aia... Oh, păi stai așa că băiatul și-a pus Valkyrie, nu te duce la ei! Doamne, cât de noob poate să fie omul ăsta, ok. Și o să dau un freeze. Hopa! Așa. N-am prins Baby Dragon, pentru că de ce își pierde... Și ăsta mă bate, mă! Level prea mare pe cărți! Frate, nu poți să-i bați! Au level prea mare pe cărți! Eu am level 8 de-abia! Ce naiba? Bă, trebuie numai cu dăștia de level 9, 2809. Păi dacă scad, am făcut 2700 și ceva. Și de-abia urcați și eu 2800. Bine, mă, hai să te vedem acum. Hai, hai, mi-aș întine să... Wow! Ați mai văzut așa ceva? Eu n-am mai văzut așa ceva. Așa ceva mai rar, cred că vezi, pe lume. Dar e ok. Ai Wizard-ul ăla, dăm balon. Balonul am de level 7. De ce dracu am balonul de level 7? Nu pot să înțeleg de ce am balonul de level 7, dar ok. Eu știam că l-am de level 8. Nu mai contează acum, freeze. Așa, ok, dacă îl bat pe ăsta, practic, nu mai joc Clash Royale dacă îl bat pe ăsta. Și văd că Royal Gigantul ăla și-a făcut treaba, tată, nu mai, jos pe aia Royal Gigant, atât vreau să spun, jos pe aia Royal Gigant. Ce o să pun acum, nubu? Spun un mini pe aici, frumos. Bă, mă cac pe lightning-ul tău. Ai Wizard-ul ăla, nu te cred, dacă mi-a turnul, fac urât, dar urât rău. Dei, freeze, nu! O să-mi dea rachetă. Face cycle de rachetă și îmi dea rachetă, prostul. L-am bătut. Nu te cred cum am câștigat! Mamă!
Mamă! La fixometru! Oh my fucking god! Nu te cred. No, e imposibil cum am câștigat meciul ăsta. Deci nu. Nu te cred. Mamă, cum am câștigat. Bă, dacă există un noroc mai mare, ăla, norocul ăla e al meu. Bă, decu e bun. Într-un fel e bunicel. Știm? Mă jucăm un meci după aia gata. No, ok, hai. Hai repede că se încheie episodul. Trebuie să-l bag pe ăsta foarte repede. Ok. Oh, Bethlehem. Nu, să pun ce prost e. Fiz. Are real costum. Ok. Dacă tu ai zis că ai real costum, nu am nimic tată cu tine. Aha. Are două legendare, am înțeles. Real Ghost. Păi nu mă mai joc. Lasă-mă bat. What? Unde? În loc de barbari. Barbari de aur. Da. Bomba aia o să-mi ia turn, nu? Pentru că așa e făcut jocul ăsta. Da. Ma. Wow, are de 8. Are rascalul de 8. Ești prost? Sau te prefaci? Cred că te prefaci. N-ai cum să ai rascalul de 8. Cum am murit, mă, ăla, mă? Măcar a dat acolo. A pus carmi. De ce dracu? Oh, și-a pus carmi. Mini pe ca și cu hog. Direct. Nu mai stau la... Nu, mi-a turnul ăla. Nu mă interesează. Mini pe ca și cu hog. Hop. Ma, ce am făcut acolo? Bă, stai un pic. Stai că nu e așa. Deci dacă mă bate ăsta la 3 acum, fac urât de tot. Eu pot. Bă, cât dracu de mă, unde ăla? Păi aș putea să-l bat pe ăsta. Dar trebuie să-i fac o șmechilie repede, știi? Asta e șmechilia. Nu e! Nu mai e! Băi! Barbarii! Barbarii de aur! Ok. Nu ne panicăm. Ba, ne panicăm. Pic. Ne panicăm! Lasă-ți carmi în pace! Să omoare Royal Ghost-ul! Morții tăi! Da. Am înțeles, fratelos. Nu trebuie să-mi zici că m-ai bătut. Ok. Cam am trecut acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vom vedea în următoare.